Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, vă spun la o nouă ediție emisiunii Radar TV. Suntem aici la Roman TV, doamnelor și domnilor, și iată că venim din nou în fața noastră cu subiecte extrem de interesante. Și mă gândeam, doamnelor și domnilor, că, nu știu, trăim niște vremuri cumplit de triste, dacă e să spun așa, de altfel aș avea alte cuvinte de folosit, dar nu pot din pricină de DCNA. Trăim niște vremuri pe care eu le simt foarte urât, să nu zic altfel. Mai umilit că acum nu m-am simțit în viața vieților mele. Umilit de clasa politică, umilit de cei care ne conduc. Și gândiți-vă că am și eu de acum o vârstă, nu mai sunt tânăr. Eu am crezut că așa ceva nu este posibil să întâmple în România. Deși să știți că de-a lungul celor 30 de ani, ultimii 30 ceva de ani de la Revoluție, acest popor a fost victima unor decizii proastei puțin spus. Decizii luate de cei care au avut pixul, pâinea cu și cuțitul, în favoarea lor, bineînțeles. Însă, în ultima perioadă am constatat că aceștia iau decizii, cum se spune, pe față. Adică nu mai au niciun minimul ăla de bun simț, să zicem, să ascundă o decizie luată în favoarea privilegiilor lor. Ce s-a întâmplat ieri cu pensiile speciale, cu acel proiect privind cumul pensiei cu salariu? Salariul la stat, bineînțeles, cu reforma pensiilor speciale din alt punct de vedere, când va fi aplicată și cui va fi aplicată, eu cred că reprezintă suprema bătaie de joc la adresa noastră a tuturor. Dar, vedeți, noastră, românul este un cetățean care suportă foarte multe, așa că sunt curios acum ce o să urmeze. Dacă ei tot fac lucruri de genul ăsta și își bat joc de noi la refuz, vreau să văd ce ar putea să mai facă de acum înainte. Chiar ce ar putea să mai facă. Despre acest subiect în primul rând, dar și despre altele de interes local, bineînțeles, o să vedeți că vom discuta despre ce se mai întâmplă prin politica locală romașcană. Vom vedea ce se mai întâmplă și pe la primăria Roman, ce decizii au mai fost luate, ce s-a mai votat ieri în ședința de Consiliu Local. Împreună cu invitatul meu din această ediție este vorba despre domnul viceprimar Radu Samson, pe care îl salut. Bine ați revenit, domnule Samson. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Și să facem precizarea că reprezentați un partid politic, sunteți președinte... membru și viceprimar USR, președinte al filialei Roman, vicepreședinte al USRN. Să știți că nu întâmplător m-am gândit la noastră pentru această emisiune, deoarece am văzut că cel puțin la nivel central, când spunem opoziție, sunt opoziția care mai sunt e. Mai multe feluri sunt mai multe opoziție, feluri de opoziție, da. Dar partidul noastră face parte în această opoziție și este într-adevăr o voce împotriva ceea ce se întâmplă în momentul de față, împotriva a ceea ce face puterea. Bine, mai sunt părticele din opoziție, dar au o altă atitudine, s-au înțeles să facă opoziție într-un alt fel. Domnule Samson, am văzut că ai dumneavoastră colegii au făcut, au luat atitudine, să spunem așa, dar în ultima perioadă noi doar luăm atitudine, oamenii de bună credință, pentru că, vă spun sincer, cel puțin în povestea asta nu am absolut și nu am avut niciodată niciun partipri. Pentru că nu ai cum să ai partipriuri în astfel de situații, când este vorba de soarta țării, că eu așa o văd. Eu văd că discutăm despre soarta țării pe care unii nu dau efectiv două parale. Pentru că să spui că faci reforma pensiilor, să vii cu un proiect din ăsta, o glumă, o glumă de proiect, să zici că aplicăm, sunt niște prevederi în proiectul ăsta, dar le aplicăm peste 20 de ani, umblăm la vârsta de pensionare, dar peste 5 ani, cumul pensiei cu salariu, da, nu mai suntem de acord și anulăm această posibilitate, dar bineînțeles cu câteva portițe. Destul de multe excepții. Excepții, portițe, adică unii care sunt mai șmecheri nu vor fi victimele acestei legi și vor rămâne în continuare pe barosănală, cum se spune la românii mai nou, și cu salariile alea de neam prost pe la Banca Națională, pe la Ancom, pe la NRE, dar și cu celelalte beneficii, pensii pe care le mai au și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră această situație, domnule Samson? Păi, USR a militat tot timpul împotriva pensiilor speciale și cu colegii din Parlament, chiar și în primul mandat al USR-ului și în prima campanie electorală la care a participat USR-ul în 2016, țin minte și acum foarte, foarte clar, fluturașii noștri de campanie pe care scria: luptăm împotriva, desființăm pensiile speciale. Adică din 2016 noi aveam tema asta și sunt 7 ani de când tot a făcut USR-ul gălăgie, ba cu pancarte, ba mai civilizat, ba mai puțin civilizat, adică după și colegii din Parlament au încercat să-și adapteze mesajul și modul de comunicare la
interlocutor. Și interlocutorul e puterea care e destul de obraznică. Adică știm că domnul Bădălău dansa în stradă și spunea că își face nevoile pe românii din diaspora. Da. Sau așa. Și au încercat domnul colegii toate metodele posibile și au încercat, au depus mai multe proiecte de lege pentru corectarea acestei anomalii pe care o reprezintă pensiile speciale, ca în cele din urmă, în puținul timp cât am participat la guvernare ca partid, au reușit, scriind colegul Cristian Ghinea fiind ministru dezvoltării la vremea respectivă, a introdus în PNRR la jaloane, la țintele pe care trebuie să le atingem noi ca să primim banii din PNRR, aia 28-29 de miliarde de euro, a introdus și eliminarea acestor pensii speciale ca măsură asumată de statul român, obligatorie, impusă obligatoriu de către Uniunea Europeană pentru acordarea finanțărilor. Și acum puterea de după guvernarea USR-PNL, puterea de după, care e PNL-PSD, o putere mai naturală în România, cumva au sistemul vechi de a face politică, s-au trezit cu un cartof fierbinte în mână că trebuie să rezolve o problemă pe care nu și-au dorit niciodată să o rezolve și să rezolve niște inechități, practic, care există în țara asta și o să le detaliem un pic. Trebuie să o rezolve, să găsească o soluție la problema asta cu pensiile speciale, care nici să nu supere beneficiarii de pensii speciale, cel puțin nu pe termen scurt sau măcar nu până la alegeri. Poate pe cine născuți. Așa. Poate să-i supere. Dar în același timp să mulțumească și autoritățile europene care trebuie să spună da, s-a bifat. Și aici e o problemă. Plus că, cum s-a și discutat în zilele trecute, s-a început în mod teatral cu eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, că a fost teatru pur chestia asta și e o întreagă regie, adică s-a început cu parlamentarii ca să poporul să vadă că parlamentarii sunt primii care renunță la acest privilegiu, da. Și apoi când ajunge să-i afecteze și pe puțin dintre ceilalți măsura care se ia, să nu fie supărați că uite au renunțat parlamentarii, ei primii s-au sacrificat. Absolut, cum ar veni. Da. Așa. Acesta a fost scenariul. Știm cu toții, cum discutam și înainte de emisiune, că domnul Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, un jurist foarte capabil de altfel, un jurist foarte uns cu toate alifiile, este însuși dumnealui este beneficiar de pensie specială, ca alți peste 700 de foști parlamentari, și cu siguranță va ataca această lege la Curtea Constituțională. Adică e un lucru știut, e parte din regie. Nu e un secret, nu e... Iar dacă Curtea Constituțională, unde avem acum niște personaje beneficiare de pensii speciale, exact, cum dracu președintele judece, Curții Constituționale e unul dintre cei mai mari beneficiari de pensie specială din țara asta. Și colaborator al securității. Și în același timp, protector al drepturilor constituționale ale românilor. Păi cum să, vă scuzați, cum să zică domnul Enache? Să zică, domnule, noi nu merităm, adică e foarte bună legea asta, merge mai departe, este constituțională, când, dacă ar spune treaba asta, rămâne el fără niște bănuți. Însă situația asta este cumva, e absolut că e incorrectă. Eu am văzut și în cazul magistraților că se judecă pentru drepturi salariale și știți cum e, eu judecător cer niște drepturi salariale și mă judec la colegul meu judecător. Ce o să zică colegul judecător? O să-i dea sau nu o să-i dea dreptate? Fiind vorba de bani și principiul și lasă-mă că banii îndor nu-i dai de la tine. Îi dăm de la bugetul de stat. Dar este o altă paranteză pentru că nu cunosc exact ce se află în spatele acestor decizii, ce s-a cerut pe în baza cărei lege așa mai departe. Este o altă poveste. Revenim la pensiile speciale. A spus foarte bine că e vorba despre o reformă pe care noi trebuie să o punem în aplicare și de fapt ceea ce au cerut cei de la Uniunea Europeană și ar fi trebuit să cerem noi de fapt este echitate, domne, nimic altceva decât echitate. Că aceste de fapt, pensii ce se întâmplă? Să se renunțe la, da, mă rog. Da, acest privilegiu că pensiile speciale sunt considerate în schema mare a bugetului de stat, sunt considerate tot pensii. Și una din țintele noastre este 9% din PIB pe pensii. Deci nu avem voie să cheltuim ca țară mai mult de 9% din produsul intern brut, din bugetul anual național, pe pensii. Când rupi o felie mare și o dai la pensii speciale, toate celelalte pensii trebuie să rămână mici. Pentru că o parte, 2% din bugetul ăsta, deci din cei 9%, aproape un sfert, sau mai mult de un sfert, de fapt, așa, 2% din 9%, adică
Încerc să calculez procentual, dar e puțin peste 20%, se duc pe pensiile speciale, adică din 4 milioane de pensionari cât există în România, câteva mii iau o felie mare din buget. Și atunci pentru restul trebuie să rămână sume mici. Dacă s-ar elimina pensiile astea, s-ar putea crește pensiile pentru toată lumea. Pentru că în același buget de pensii e loc de mai multe pensii mici, majorate un pic, decât de câteva pensii mari care consumă mare parte din buget. O altă metodă prin care, un alt mod în care e inechitabilă măsura asta a pensiilor speciale, discutam cu un jandarm, noi USR am organizat un protest împotriva pensiilor speciale, cam în toate orașele din țară a fost organizat, în urmă cu vreo 3 săptămâni, în luna, am avut o acțiune și la Roma. Am desfășurat niște bannere undeva pe marginea drumului, am fost vreo 20 de colegi, s-au alăturat chiar și trecători, chiar și o doamnă care e pensionară, dar nu beneficiară de pensie specială, s-a alăturat protestului nostru și a stat vreo 20 minute cu noi, cu bannerele și cu pancartele. Și au venit jandarmii la un moment dat pentru că era un protest care trebuia... A fost un protest spontan. Da. A fost V-ați un protest spontan, din... ne-au zis de dimineață, băi, azi ieșim toți. Da, timp să faci hârtii, să anunți că ieșim și... Și au venit jandarmii să ne legitimeze. Nu au fost sancțiuni. Și au venit jandarmii să ne legitimeze și îl întrebam pe un jandarm, un tânăr jandarm, un tânăr ofițer jandarm. Zic, vi se pare normal ca dumneavoastră, ofițer la început de carieră, dar în prima jumătate, nu în prima zi a carierei, ofițer la început de carieră să aveți salariu 4.000-4.500 de lei și colegul dumneavoastră care a ieșit la pensie luna trecută cu 15 ani mai în vârstă, că poate dumneavoastră aveți 35, un jandarm de 35 de ani care are 10 ani de jandarmerie are 3.500-4.000 de lei și colegul lui care a ieșit de pe același grad, de pe aceeași funcție la pensie cu 2 luni înainte, care are 50 de ani, are pensie mai mare decât are salariul în plată jandarmul care muncește și care se expune pericolului zi de zi. Este cazul mai jandarmului, este și cazul polițistului același lucru se aplică la toate categoriile profesionale care atunci când ies la pensie beneficiază de aceste venituri. Sunt polițiști care au pensii duble față de salariile pe care le încasau. Bine, că au mai fost indexate între timp. Vorbesc de un caz anume, un fost șef de serviciu de ordine publică a ieșit undeva în 2015 cu o pensie de 2000, da, pentru că în ultimele 6 luni au inventat și mecanismele astea românești, că românești mecanismele astea. Pentru ei, mă scuzați, mi-aduc aminte că am avut aici un domn în două emisiuni care s-a oferit să-i ajute pe cei care au lucrat la minorul, la Petrotub, și sunt beneficiari unei legi care include cumva îi bagă pe niște drepturi. Da. Oamenii au niște adeverințe deja duse la Casa Județeană de Pensii Neamț, de la Petrotub, de exemplu, iar cei de la casă au spus că nu sunt bune alea, care au fost duse acum vreo 3-4 ani, aduceți altele, iar ca să obții o adeverință trebuie să parcurgi un anumit traseu, este destul de greu pentru un om în vârstă, care poate este și bolnav. Deci pentru cei care au muncit și sunt beneficiari unor drepturi câștigate, mai târziu, de exemplu, legea se aplică foarte greu, spre deloc, pentru că din calculele pe care am făcut la vremea respectivă și părerea mea este că ei pun bețe în roate autoritățile statului ca acești oameni să nu intre în posesia pensiilor mărite, pentru ca statul să facă o economie de vreo 100.000 de euro ca să aibă ce să dea la altor categorii favorizate, da. Chestia asta cu economia, eu tind să cred că aveți dreptate. Asta vreau să adaug și eu, că de la nivelul ăla de sus, când se uită la buget, ei văd niște cifre și bani, nu văd oamenii care beneficiază. Și de la nivelul ăla există politici din astea informale, reguli nescrise în instituții, că nu trebuie să acordăm beneficii ca să putem face economie la buget. Și vă dau un exemplu, ani de zile la Roman se găseau motive ca îngrijitorii persoanelor cu handicap, care au dreptul la contract de muncă, devin cumva angajații direcției de asistență socială, așa, îngrijitorii persoanelor cu handicap să nu fie angajate la primărie, pentru că ăia 1.500 de lei sau cât e indemnizația îngrijitorului o plătește Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, dar primăria își asumă cheltuiala aia de 700, 800, 1.000 de lei, depinde de vremuri, care înseamnă contribuțiile angajatorului la bugetul de stat.
și primăria acoperă suma respectivă din bugetul propriu. Și atunci, ca să se facă economie la buget, să fie bani pentru alte lucruri sau pentru alți angajați mai oportuni, nu neapărat necesari, li se refuza unor oameni dreptul de a fi angajați ca asistent personal sau însoțitor al unei persoane cu handicap. Da. Și la fel se fac politici publice din astea aleatorii și orientate spre economie, spre economii, nu spre economie, la nivel mai mare în instituții. Și de aia eu sunt la fel de convins ca dumneavoastră, n-am o certitudine în sensul ăsta, dar sunt la fel de convins ca dumneavoastră că undeva la nivel național, într-un birou cu ministru și președintele Casei Naționale de Pensii, s-a discutat acolo, pe legea acolo. Asta, nu dăm prea mulți, dăm 10%. Doar la 10% din solicitanți dăm și pe restul îi amânăm ca să nu intre în plată. Da, este o escrocherie din punctul meu de vedere, pentru că... Adică se fac economii la bugetul de stat pe spatele oamenilor. Ai prostii pe spatele oamenilor cărora li se refuză niște drepturi, în timp ce alții pot să aibă și salariu și pensie de la stat, poți să fii prim-ministru sau ministru sau președintele Senatului, că uite, domnul Nicolae Ciucă, poți fi președintele Senatului să ai 20.000 de lei pe lună și în același timp să fii și pensionar general pensionat și să ai 18.000 de lei pe lună și uite așa, din 38.000 de lei nu mai sunt bani să dăm la 100 de amărâți câte 200 de lei în plus la pensie pentru legea cu condițiile deosebite de muncă celor care au lucrat în condiții de toxicitate sau au fost expuși la un mediu toxic. A fost o nedreptate rezolvată acolo, cumva îndreptată, să zic așa. A fost îndreptată declarativ. Declarativ, pentru că se pun sunt niște contre de la cei de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate de Pensii Neamț. Știu că deși sunt de o altă părere, e părerea dânșilor. Eu știu foarte bine ce s-a întâmplat acolo din spusele celor care se bat și se lovesc așa de o indolență, de nici măcar n-au avut posibilitatea să vorbească cu cineva acolo, că ești cumva trimis la e-mail, la poșta electronică, la poșta normală, fă o plângere nene ca să o analizăm, să trimitem răspuns la peste 100 de ani. Da, iată că suntem umiliți din ce în ce mai tare și revenind la povestea asta cu pensiile speciale, la reforma pensiilor speciale și ceea ce noi ne-am asumat, eu nu știu, credeți că o să țină aceasta, că e o vrăjeală la mării, că nu e altceva, credeți că o să țină deci în fața Uniunii Europene? Ce s-a întâmplat în Parlament în ultimele zile nu este adoptarea unei reforme, ci promisiunea unei reforme viitoare. Bine că nu a spus, e râsul plânsul, dar e un fel de campanie electorală cu privire la faptul că vor desfința pensiile speciale. Dom'le, cum poți să spui că bine, oricum am măcelărit-o față de cum a venit de la guvern. În loc de să aplici un impozit de 30% pe zona aia de unde e partea de necontribuție, da, pe necontributivitate, au venit pe aici cu 15%, unul la mână. Doi la mână au venit cu niște reguli care urmează să se aplice peste 20 de ani. Deci nu am spus peste 100 de ani, domnule, sau pentru peste 150 de ani. Nu știu, este clar ce urmăresc și ce vor. Mulți dintre noi înțelegem lucrul ăsta, îl vedem că nu suntem tâmpiți, da? Dar eu întreb altceva. Noi trebuie să primim niște bani de la Uniunea Europeană, da? Pe care o să-i pierdem. O să-i mulți dintre credeți că ei primim banii ăștia? Nu cred. Credeți că noi, vedeți, discutăm aici, nu-i de râs, repet, deși când vezi ce tupeu au și cât de aiurea eu merg pe niște decizii un foarte mare respect pentru cetățeanul român în general, pentru că sunt român, mă bucur că sunt român și că am ocazia să trăiesc în minunata asta țară. Păcat că nu știm să ne legem conducători, că noi avem o țară foarte frumoasă, dar noi suntem obișnuiți prin felul în care am fost conduși în ultimii multe zeci de ani, nu doar în ultimii 30 de ani. Așa suntem obișnuiți cu promisiuni, că știți, o să rezolvăm problema aia pe care o aveți dumneavoastră când veniți la primărie sau când vă vine primarul la ușă în campanie electorală, dar o să o rezolvăm mai încolo, nu azi. Azi am venit să o consemnăm, să ne împrietenim, că poate mă și votați la alegeri. Și amânarea asta e caracteristică politicianului român.
noi românii ne-am obișnuit cu modul ăsta de lucru de la politicieni. Adică știm, bă, a venit cu tare, a zis că o să facă, e bine măcar că m-a ascultat cu privire la ce problemă am. A fost de treabă, așa, a stat de vorbă cu mine și o să facă într-o zi. Dar la Uniunea Europeană, când mergi la instituțiile care girează banii aia pe care îi dau prin PNRR, nu merge treaba asta cu promisiunea că o să facem peste 20 de ani. Și cred că politicienii, factorii decizionali, guvernul actual, așa, guvernul actual și cu parlamentul actual, nu înțeleg bine treaba asta, că ei sunt obișnuiți să vândă promisiuni în fiecare campanie electorală, de fiecare dată când deschidem televizorul, e la televizor unul care promite ceva. Deci dacă dai pe un canal de știri unde se discută multă politică, tot timpul e ori din guvern, ori din parlament, de undeva, e unul care promite ceva. O să facem, am luat măsuri, vom lua măsuri, o să fie bine, dar nu acum, mai încolo când terminăm de luat măsurile. Și tot timpul se amână termenul ăsta, se lasă pe mâine, pe poimâine, pe săptămâna viitoare, pe anul viitor sau pentru peste 20 de ani. Dar la Uniunea Europeană nu se țină treaba asta. Nu o să țină și de-aia eu cred că noi mare parte din banii din PNRR o să-i pierdem. Și o să-i pierdem din două motive. Odată pentru că nu atingem niște jaloane care sunt de foarte mult bun simț. Sunt niște reforme care sunt necesare în România pentru ca România să poată deveni, să poată ajunge la același stil de viață și nivel de trai cu Italia, cu Austria, cu Germania, cu țări în care milioane de români au plecat și pleacă în continuare. În continuare se pleacă din România și e un fenomen social foarte trist, din păcate, că pleacă oameni care nu mai pleacă pentru bani. Deci știu tineri de vârsta mea care au terminat școala, au devenit profesioniști în domeniile lor, s-au angajat în România și câștigau foarte bine, 4.000, 7.000, 10, 20.000 de lei, poate unii care erau doctori, și au plecat în străinătate. Pentru că în străinătate drepturile cetățeanului sunt respectate de către stat. Statul e format din funcționărime și politicieni, care la rândul lor, înainte de a intra pe ușă la serviciu, știu că sunt și ei cetățeni. Și, și sunt cetățeni cu aceleași drepturi ca restul de pe stradă. Și atunci dacă eu când mă duc la serviciu, viceprimar, parlamentar, funcționar, director de agenție, orice sunt, când mă duc la serviciu, dacă mă asigur că legea e respectată la fel pentru toată lumea și că nu scriu legi care să creeze privilegii, că asta se întâmplă la noi, când mă asigur de treaba asta, mă asigur că atunci când sunt dincolo de ușă, în afara serviciului, și celelalte instituții fac același lucru pentru mine. Și de-aia pleacă românii în continuare din România. Pentru că în străinătate, în țările la care aspirăm noi și care ne-au pus regulile astea de bun simț în PNRR, în țările alea nu există privilegii, nu există speciali, nu există mari familii din astea politice, cum există una în roman, nu există treaba asta. Fiecare acolo unde este își face treaba. Da, poate se angajează și acolo la o instituție, o persoană pe o recomandare. Se întâmplă, în toată lumea se întâmplă chestia asta. Dar ăla în momentul în care a intrat pe ușa instituției nu are în fața șefului niciun privilegiu. El este acolo să-și facă treaba. Și e un privilegiu pentru el că lucrează în instituția respectivă. Pe când la noi, și vă zic că văd treaba asta și în primăria Roman, există oameni care vin, se angajează cu carnetul de la partid și nu doar în primăria. În toată România se întâmplă treaba asta. Se angajează cu carnetul de la partid și ori sunt total incompetenți, ori chiar dacă au capacitatea, nu-și fac treaba pentru că ei oricum sunt protejați, au statut special, la fel ca toți beneficiarii de pensii speciale. Și mediul politic din România a construit oamenii, mulți dintre politicienii din România din ultimii 30 de ani și-au construit atitudinea asta de speciali. Și tot timpul își caută privilegii și beneficii, fie materiale, fie profesionale, pentru ei, familiile lor și membrii partidului lor. Și asta se întâmplă și de-aia suntem aici și de-aia în continuare pleacă oameni. Și de-aia nici nu o să primim bani. Pentru că avem conducători cu o atitudine de doi bani. Da,
Nu știu, este evident că nu ne permite să pierdem o sumă atât de importantă și atât de necesară, pentru că situația financiară a țării nu este una extraordinară. Se știe că sunt probleme destul de mari. Nu știu pe unde o să scoată cămașa, probabil că o să pună și o tot pe fraiere ăștia din mediul privat, că altă soluție nu e. Îi călărim pe ei, mai modificăm codul fiscal, vedem ce facem. Ce contează dacă mai dispar niște firme? Nu, contează, mă, lasă că mai facem niște împrumuturi. Nu știu până când o să meargă. Deși eu cred că principiul după care se ghidează acești oameni, și în general nu vorbesc numai despre actuala coaliție, toți cei care s-au prezentat la guvernare în ultimii 30 de ani. Principiul este simplu, după noi potopul, nu ne interesează. Să vină alții, n-au decât să se spele pe cap, să o rezolve dacă o pot rezolva, dacă nu, vrea și la gară. Noi ne să ne umple buzunarele și în caz de ceva, ferească Dumnezeu, ne-am urcat în elicopter, în avion și am plecat. Care la Honolulu, după buzunar, după cât am produs, care la dracu în prasc, pentru că oricum se întâmplă nimic. Și furturile grosiere care se săvârșesc în România, dovedite, prejudiciile știm foarte bine că da, sunt recuperate. Recuperate și absolut, nu mai spun că durează ori, să recuperezi un prejudiciu stabilit de Curtea de Conturi, de judecătorie și așa mai departe. Este efectiv o debandadă totală din punctul meu de vedere. Revenim la speciali. Dom'le, dar dacă în Italia nu avem speciali ca în România, în Germania nu avem special ca în România, în Franța nu avem special ca în România. Dom'le, de ce mama dracu să avem speciali aici? Știu că unii o să vină să spună, domnule, stai puțin că sunt niște categorii care fac niște sacrificii în timpul serviciului. Eu am spus că este firesc într-adevăr ca acești oameni să primească niște bani mai mulți. Dom'le, dar mi se pare că primesc prea mulți bani. Pe contributivitate, din câte am înțeles, un magistrat s-ar duce, procuror sau judecător, undeva la o pensie de 6.000 de lei pe contributivitate. Adică ce ai contribuit așa cum da. Se calculează la marea majoritate a românilor, mai puțin polițiști și care mai sunt. Dom'le, eu cred că un 9.000, hai să zicem 10.000 de lei, din punctul meu de vedere, pentru România este o pensie că și salariile dânșilor. Da, nu sunt, sunt regești, 11, da, da, sunt da, 11, am văzut, regești, 12.000 da. De lei. Adică să iei o pensie de 10.000 de lei este ok. Dom'le, dar 15.000, pentru că eu dacă am o problemă în toată povestea asta, în principal o am cu modul în care este calculată această pensie anumite situații. Știți că la procuror, de exemplu, ia în considerare ultima lună, care e umflată da. Cu pompa. Păi asta... Exact. Ăsta e mecanismul românesc de care vreau să vă zic mai devreme. Deci mechireală. La polițiști sau la jandarmi sau la procurori, cum spuneți și dumneavoastră, scrie în lege că se iau în calcul veniturile din ultimele 6 luni sau la ultima polițiști, lună la polițiști. Da, la polițiști 6 luni din ultimii 5 ani. Așa, 6 luni din ultimii 5 ani. Și atunci aranjează cu șeful, cu absolut, cine trebuie, cu absolut, partidul, absolut, cu cine îl ajută pe el. Șeful, 6 luni, ture de noapte, gărzi, nu mi-au concediu, nu aia, ca să iau salariul cel mai mare posibil. Știți cum e? Mă scuzați că vă întrerup. Eu, prietenie, mai ales că eu știu ce se întâmplă în interior. Știu polițiști care, mă zicea unul, am dus să vorbesc cu șeful să mă bage și pe mine ca să mi-au alea 6 luni, că mă pregătesc de pensie. E spiritul nostru să speculăm, să facem o șmecherie. Să căutăm o găurică într-o lege, să facem o șmecherie. Da, domnul Samson, am scris despre modul ăsta de calcul inechitabil total și șmecheriile aplicate în cazul Inspectoratului Județean de Poliție în Neamț, unde o groază de polițiști, ofițeri și subofițeri au și la pensii, au pensii mai mari decât salarii, domnule. V-am spus, aveau 9.000 de lei și au ieșit cu 12-13.000 de lei. Dar unde ai mai pomenit așa ceva? Eu n-am pomenit așa ceva, nu știu dacă mai există, poate prin Somalia, dar aia nu știu dacă au pensii, casează pensii. Dar la pensiile astea se ajunge exact cum a spus dumneavoastră. Mă duc și vorbesc cu șeful. Bă, bagă-mă și pe mine la sporul de lucrare de excelență. Dom'le, ca să iei spor de lucrare de excelență care ajunge până la 50%, trebuie să faci ceva. Eu știu, să fii marele viteaz, viteazul Gică, care salvează o fată sechestrată, să scrii un doctorat sau să vii cu o lucrare extraordinară, cu o lucrare economică, care să ducă la trimiterea în judecată a unor mahări din județe, din oraș și așa mai departe. Dar este praf în ochi, nu se întâmplă nimic. Deci rezultatele sunt spre zero și vin și dau aceste sporuri de până la 50% folosite la calculul pensiei. Sunt informații care au apărut în spațiu public și te așteptai să zică procurorul, hopa, ne autosezizăm că este prejudiciu la bugetul de stat. Păi da, procurorul cum să-ți bucă treaba asta? Că procurorul el își calculează la fel. Ultima lună luată în calcul este la fel cu niște probleme, da, niște sporuri, niște cu niște beneficii și așa mai niște departe. Beneficii temporare, deci, speciale. De-aia am ajuns. Unii sunt speciali în țara asta, iar alții nespeciali. Cei mai mulți nespeciali care țin, știți că este o, chiar rog pe... rog pe Alex dacă o să găsească caricatura aia, este o caricatură, o statuie în Danemarca, dacă nu mă înșel, cu reprezintă corupția. E un tip cocârjat așa, care ține în spate un dita mai bivol, care da. Reprezintă corupția. Cam așa este da. La noi.
Că nu știu cine mai ține acest sistem în România, da, cine mai muncește de fapt? Treaba asta cu speciale nu e o chestie pe care am inventat-o noi în democrație. Să ne amintim că și în comunism erau și cred că sunt între telespectatorii noștri oameni în vârstă care au avut, poate în copilăria lor, au avut ocazia să fie expropriați pentru modernizare, pentru urbanizare. Și se dărâmau 50 de case pe stradă și se oprea proiectul de blocuri acolo unde era un membru de partid. Știți? Și rămânea o casă. Și rămânea o casă. Și după aia continuau iar blocurile. Deci, și aia era tot o formă de privilegiu de special. Și s-a întâmplat chestia asta. Adică avem exemple în roman de case de astea care au rămas, nici pentru oamenii care au rămas în casă nu-i confortabil să aibă casa acolo cu toate blocurile deasupra ei. Dar la vremea respectivă ei au beneficiat de un privilegiu pe care îl aveau pentru că erau membri de partid sau erau apropiați de cineva din partid sau... Și uite așa tot timpul au fost între noi oameni care au căutat mecanisme de astea. Cum să-și mărească pensia în ultimele 6 luni într-o carieră de 20 de ani, care nu e o carieră... Da, mulțumesc, Alex. Uitați-mă, telespectatori, este, cred că în Danemarca, sigur nu mă înșel, este statuia care reprezintă corupția. Da, și exact corupția. Așa arată corupția. Deci poporul și... este ogârjâtul ăla care ține în spate, îi ține în spate pe îmbuibați. Da, da. Pe corupție. Și așa se întâmplă. Și întrebați mai devreme cine o să muncească în 20 de ani în țara asta. Pe mine ce mă sperie mai tare decât egoismul unor politicieni, egoismul actualilor noștri guvernanți. Ce mă sperie mai tare decât egoismul ăsta că își dau drepturi speciale lor și apropiaților lor, mă sperie lipsa de viziune. Și peste 20 de ani în România, gândiți-vă la cifrele de la bacalaureat. Câți copii au început liceul, câți au terminat, câți s-au înscris la BAC, câți au ajuns la BAC. Câți analfabeți avem. Și dintre aia care au ajuns la BAC, câți au promovat. Și dacă facem o statistică așa și defalcăm toate cifrele, vedem că promovabilitatea unui elev care începe clasa a noua, șansele de promovare a BAC-ului sunt de vreo 50%. Ceea ce e foarte trist. Alt lucru, avem în România e împărțită în cel puțin două luni, dar e împărțită în trei luni. E lumea asta cu grasul din spatele coperșitului, așa. Deci e lumea asta a specialilor care au pensii, beneficii, salarii, mașină la scară, de la guvern, de la parlament, de la instituția unde lucrează. E lumea asta. Apoi e lumea noastră a celorlalți care ne descurcăm, care am făcut o școală, am învățat, muncim 8 ore, 10 ore, 12 ore, fiecare după cum are serviciu, care ne trimitem copiii la școală și ne asigurăm că și ei la rândul lor devin niște cetățeni integrați social care muncesc, trăiesc relativ bine sau binișor și contribuie la bugetul de stat ca să-l țină în spate pe stat din poză. Dar mai există o categorie pe care nu o vedem, cu care ne întâlnim pe scări la supermarket sau în gară sau cu cerșetori, oameni, analfabetismul despre care vorbeați dumneavoastră, mediul rural, România profundă, e plină de oameni care nu fac școală. Și nu e vina lor, că eu știu în roman cazuri, avem familie cu 10 copii, tatăl e plecat în Anglia la muncă, e neșcolarizat, nu sunt căsătoriți cei doi, trăiesc în concubinaj de viață. Tatăl e plecat în Anglia la muncă, e neșcolarizat, trimite 700-800, cât trimite el de euro acasă în fiecare lună, mama are vreo 10 copii. Alocație? Alocații, dar nu... Ajutor, adică nu la partea financiară, da. Se descurcă prin faptul că tatăl trimite bani. Dar cu toate, copiii sunt curăței, îngrijiți, nu merg la școală niciunul. Și copiii au vârste între un an și 20 de ani. Și nu merg niciunul la școală. Și nici mama n-a fost la școală, nici tatăl n-a fost la școală, nici bunicilor n-au fost la școală, nimeni în familia lor n-a fost la școală. Și acum copiilor care au 14, 15, 20 de ani au început să facă copii la rândul lor, care nu vor merge nici la școală. Și dacă asta încercăm să ne ocupăm, am reușit în familia asta, chiar azi dimineață discutam cu colegii de la asistență socială, am reușit prin insistențe și demersuri și presiuni personale și instituționale, am reușit să înscriem 3 dintre copii la școală. Vedem în toamnă dacă și merg la școală. Pentru că mama n-are cultura asta a trimisului copiilor la școală, ea nu înțelege, pentru că nici ea n-a făcut școală, nici părinții ei n-au făcut școală, ea nu înțelege beneficiul educației.
Și familiile astea, care sunt foarte multe în România, nu le vedem, v-am zis, dar ele sunt foarte multe și cresc exponențial. Sunt comunități izolate în mediul rural sau la marginea orașelor. Și sunt comunități în creștere, pentru că copiii ăștia 10 o să facă fiecare câte 2, 3, 4, 7 copii și copiii lor o să facă și ei copii și peste 20-30 de ani o să avem 1 milion de români neștiutori de carte. În ritmul ăsta. În felul în care se face educație și protecție socială, și nu mă refer asistență socială cu beneficii, se dai lor la 200 de lei ca să fii sigur că la alegeri vine și te votează, cum fac cei mai mulți primari din mediul rural. Aia nu-i protecție socială. Aia e cumpărarea unui vot. Emită. Protecție socială înseamnă să te asiguri tu ca autoritate. Copiii merg la școală cu riscul de căderii din dreptul, cu riscul de căderii din drepturile părintelui, dar părinții majoritatea nu vor să-și asume riscul ăsta și și-ar duce copiii la școală. Și să te asiguri că atunci când merg la școală, copiii ei au minim de educație și au tot ce le trebuie în școală pentru a putea să învețe. Avem în roman și în toată România, școli în care oameni cu o situație materială decentă trebuie să le cumpere copiilor diverse lucruri în școală, profesorilor practic, ca să-și poată desfășura activitatea cu copiii. Deci statul, noi românii, noi politicienii din România, ar trebui să reorganizăm sistemul de protecție socială, să ne asigurăm că toți copiii merg la școală. Asta făceau comuniștii. Și asta se face în Germania, asta se face în Franța, în Spania și toată lumea civilizată. Știu familii care în România nu aveau niciun venit și aveau 3-4 copii cu vârste între 3 și 10 ani, niciunul nu mergea la școală sau erau înscriși, dar oricum nu ajungeau pe la ore, care au plecat în Germania, s-au stabilit acolo, au plecat în Germania pentru mirajul ajutorului social mai mare. Da, da, da. Au plecat în Germania, au luat ajutor social 600-800 de euro pe lună, dar în fiecare săptămână venea asistentul social la ușă. Bună ziua, copiii la școală. Unde? Păi, vi înscriem noi, nu-i problemă. Făcea asistentul toate actele, se asigura copiii merg la școală. Pe bun, și la noi de ce nu funcționează? Dumneavoastră v-ați găsit servici? Că ajutorul social e limitat în timp. Aveți și 6 luni, un an. Și condiționat. Și dacă nu v-ați găsit dumneavoastră servici, vă căutăm noi servici. Ia să mergem împreună, beneficiarul de ajutor. Ce studii aveți? Cum să nu? Cu asistentul social la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și să vedem unde vă potriviți. Vă înscriem la un curs de calificare, vă găsim un serviciu de necalificat. Și au ajuns într-un an să lucreze. Și ce să vedeți? Din niște nimeni pierde vară în România, beneficiari sau nu de ajutor social, au ajuns cetățeni care muncesc, au o viață normală, contribuie la bugetul de stat prin impozitele pe salarii pe care le plătesc și mai mult decât atât sunt responsabili cu privire la locul lor de muncă, pe care nu-și doresc să riște să-l piardă. Pentru că pierd alte deci beneficii. Statul a reușit să integreze și noi în România ar trebui să ne ocupăm mai mult de integrare. Dar asistența socială și când a fost doamna Turcan la intrarea PSD-ului cu PNL-ului la guvernare, cu PNL-ul la guvernare, doamna Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, prima ei declarație la televizor, desființăm ajutor social. O să verificăm toate ajutoarele sociale. În Roman, de exemplu, există 120 de beneficiari de ajutor social, mai mult de jumătate au peste 65 de ani și nu au pensie. Dar ajutorul social nu este nu, o valoare și e 150 de lei pe lună, nu e o valoare. Eu am mai spus, exact, și noastră puteți confirma pentru că sunteți în domeniu. Știu că au fost discuții și sunt tot timpul discuții, cel puțin pe rețelele de socializare, când mai găsește cât un deștept mizerie, nu știu ce colț de oraș sau prin comună, trimite-o bă pe potoroșul ăia de la ajutor social. Eu tot timpul am spus, băi, oameni buni, acele persoane, multe dintre ele cu probleme reale, că o mai fi și unul care e cu alcoolul, că e puturos, că e una, că e alta, i-am văzut că de obicei primarii îi scot la drum, la treburi și așa mai departe. Dar aia nu câștigă pensii speciale. 150 de lei pe lună, de lei 40 de ore de muncă. Exact. Eu tot timpul i-am întrebat pe ceilalți, bă, nu vrei să vii tu să muncești la mine că îți dau 150 de lei pentru 40 de ore de muncă. Dar nu, îți dau 150 de lei pentru 10 ore de muncă, dar faci ce zic eu, da? Pentru că oamenii nu știu. Bă, las bani la puturoși. 150 de lei reprezintă problema nimic. E că nici curentul nu ți-l plătești. Modul ăsta de a vedea lucrurile a fost perpetuat de clasa politică. E cumva normal să vrei ca guvernant, să învrăjbești categoriile sociale. Să abați atenția de la adevăratele probleme. Exact, de la adevăratele probleme. Și învrăjbești categoriile sociale să se deteste unii pe alții ca să n-aibă timp să te deteste pe tine. Știți?
Așa se întâmplă la noi. Eu mă tem și mă tem cu toată sinceritatea de treaba asta. Eu ca cetățean român, locuitor al României, mă tem de cum evoluează lucrurile pe partea de protecție socială în România. Avem bătrâni care mor singuri în case, nu știe nimeni de ei. Avem copii care nu merg la școală, nu știe nimeni de ei. Și încerc împreună cu colegii, cu puținii colegi Da, care dar nu lucrează. scuzați, avem compartiment de asistență Avem socială, nu e primărie. Acolo Avem, ajung imediat. Avem DGASPC, deci, la o compartiment, instituție deci, unde se învârt sume colosale. La direcția de asistență socială, eu vă spun la Roman, vă zic care e situația la Roman. La direcția de asistență socială, la compartimentul care se ocupă de protecția copilului, protecția persoanelor cu handicap, protecția vârstnicilor, care nu există în Roman, n-a fost luat în calcul de niciun primar până acum, așa, de violență domestică și de anchete sociale pentru protecția minorilor la divorțuri, care sunt destul de multe anchete sociale, avem 5 colegi. Au fost 4 și avem 5, care fac în medie 30 de anchete sociale pe zi împreună. Pentru încadrare în grad de handicap, pentru divorț, pentru orientare școlară. Acolo muncesc oamenii. Și se face, dar din păcate, birocrația pe care o emană activitatea lor nu e protecție socială. Și am colegi care sunt dedicați și pun pasiune în gestionarea cazurilor pe care le întâmpină. Și nu pot să facă protecție socială pentru că îi îngroapă alte instituții superioare în hârtii. Normal care ar cer, trebui, normal ar trebui să avem 4 oameni, cel puțin 4 oameni pe Roman, pe protecția copilului, că protecția copilului înseamnă și a ăluia care are părinții plecați în străinătate și e lăsat la în grija bunicului care poate e bătrân și nu poate să-i ofere toată educația necesară sau nu poate să aibă grijă nu are de el ca un putere, e părinte. bolnav, normal. Și atunci un asistent social trece o dată pe săptămână, evaluează situația și zice, uite, putem să vă înscriem copilul pentru că are nevoie să socializeze și cu tineri de vârsta lui în afara școlii și nu e sociabil prin natura lui, vi-l înscriem la centru de zi. Dar asta e o chestie pe care asistentul social, ca să poată să o observe și să-și dea seama ce măsură trebuie luată, trebuie să aibă timp să meargă săptămânal. Puținii noștri asistenți sociali sunt îngropați în hârtii. Da, pentru că am înțeles că sunt niște instituții, exact cum a spus dumneavoastră, îmi zicea cineva că nu e un secret. Știți de ce avem puțini asistenți sociali în Roman? Pentru că nu există niciunul membru de partid la PNL. Că dacă avea PNL-ul vreo 20 de asistenți sociali membri de partid, i-a angajat pe da, toți. Dați-le o idee. Da. Ceea ce uite, nu, vreau. Acum mi-a venit. Dați-le o idee. Pentru că se pot pregăti, da, și se angajeze. Că nu contează de la ce partid da, ajung contează, acolo. Important da, e da. Să fie să-și facă treaba, zic eu, sau să-și facă treaba. Că e de la PNL, PSD, USR, uitați că am ajuns să spun și treaba asta. Dom'le, da, lasă-și să-și facă, facă treaba, treaba, cum să nu? Da, doar că apropo de îngropatul în hârtie, spunea cineva că se inventează tot felul de funcții pe la instituțiile astea superioare. Domnule, e o bătaie de joc. Dar oamenii, vedeți, sunt puțini ca domnul Samson care vin și spun lucrurile astea. Eu le știu din altă parte, de la oameni care lucrează în sistem, dar niciodată n-ar avea curaj să vină aici pentru că și-ar risca locul de muncă. Zicea cineva, zice, bă, m-am săturat. Efectiv, cineva care lucrează în primărie, e o primărie rurală. M-am săturat. Ăștia de la Piatra am să niște tâmpașa. Bă, vine de la DGASPC și îmi cere numărul de părinți. Dom'le, dar ce fac? Probabil că e unul care se plictisește la DGASPC și în fiecare lună întreabă câți părinți aveți plecați în străinătate, câți copii cu părinți plecați în străinătate, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. A doua lună același lucru. Și stă asistentul social, pierde nu știu cât timp ca să vină să-i explice și plus alte și alte lucruri că s-ar putea proceda mult mai ușor, pentru că am înțeles că vin și de la București, niște alte instituții care cer niște informații și așa mai departe. Dom'le, până la urmă, dacă le cer, le cer. Bă, dar fă ceva cu ele. Bă. Deci toate modificările legislative care apar pe domeniul protecției sociale, majoritatea, da, 90% din ele spun autoritatea locală va face. Primarul va face, ceea ce înseamnă că tot angajații de la Direcția de Asistență Socială fac, sau chiar Serviciul Public Local de Asistență Socială. Și toată munca e aruncată în curtea unui sistem. E un microsistem acolo. Fiecare serviciu public de asistență socială din fiecare localitate e un microsistem. La Roman avem 5 asistenți sociali, mă refer la activitatea de la birouri, efectiv, din direcție, nu în centre, nu în azilul de bătrâni, nu în centru de copii, deci, nu, la birou, deci da. Alea cu treburile lor. Acolo se fac activități specifice centrului respectiv. Nu, colegii de la birou care fac munca asta de
asistență și protecție socială, efectiv, care monitorizează cazuri, trebuie să-i identifice și să-i monitorizeze și să-i îndrume și să-i asiste pe oameni să-și atingă potențialul sau să-și educe copiii sau să nu se arunce în fața trenului de supărare, așa, sau să nu moară singuri în casă, să nu-i găsească nimeni. N-au timp, sunt 5 oameni, mai avem un om la chestii publice, un om la resurse umane, un om la resurse umane care ține 300 de dosare. Că 170, erau 120 când am ajuns eu în primărie, acum sunt 170 de însoțitori de persoane cu handicap. Că v-am zis, era o politică de asta de reducere a costurilor și nu se puteau angaja, acum sunt 170. Ia mâna, vină mâine, adică vină mâine. Toți da. Oamenii care au dreptul sunt angajați. Că așa e normal. Legea prevede, e o obligație a autorităților care să facă treaba asta. 170 de dosare de însoțitori de persoane cu handicap și 90 de angajați care lucrează în centre sau în direcție, dar din ăștia 90, vreo 60 sunt centre. Mai mult, vreo 80 sunt centre. Și mai avem birourile de la biroul efectiv și contabilitatea, unde sunt vreo 5 oameni care țin activitatea financiară a întregii direcție, cu tot cu centre, cu tot cu servicii de beneficii, raportări la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. Cumva toată activitatea asta birocratică e susținută de puțini oameni. E susținută de puțini oameni care n-au timp să mai facă muncă efectiv. Să mai facă protecție socială așa cum e ea definită în manualul asistentului social. Te duci, faci 4 ani de facultate sau 3 să ajungi asistent social, mai faci un master eventual și apoi ajungi în sistem. Tu vii visător că vrei să te duci să ajuți copiii, să fie înscriși la școală, să ajuți oameni în situații de risc, să iasă din situațiile de risc și să se reintegreze în societate. Și de fapt ajunge acolo și te îngroapă sistemul în hârtii, pentru că undeva sus, la județ, la agenția centrală sau la minister, sunt niște oameni care doar pasează responsabilități. Nu-și fac treaba. Nu. Și inventează responsabilități pe care să le paseze. Ca să justifice salariile. Apare ministru și zice, verificăm toate dosarele de ajutor social. Cu ce oameni? Tot cu oameni ăștia le verifici, cu oameni care deja le știu. Și dar care au deja pe lângă munca lor zilnică, mai au de făcut și 100 de rapoarte pentru fiecare dosar deci de rupe, ajutor social rupe din muncă pe modelul trimis de la să minister. Să mai faci niște chestii, așa se pentru întâmplă și la poliție. Pentru că o idee creață. La fel se întâmplă și la poliție când inezare câte unui deștept la București zice dacă e un accident pe fond de viteză, nu știu pe unde și cu impact emoțional fantastic la nivel național, ce bă, gata. Acțiune pe viteză de mâine da, până vine. Și stradă, toată lumea scoasă în stradă ca să vadă poporul că ăștia își fac treaba. Cam așa lucrează. Însă eu vreau să vă întreb că e o chestiune extrem de simplă. Dom'le, noi știm că n-am inventat noi roata, da? Oricum nu suntem atât de încât să ne asumăm noi acest merit. Dar dacă n-am inventat noi roata, apropo de asistență socială, apropo de politici publice, apropo de ce vreți dumneavoastră în administrație publică, în ce vreți dumneavoastră, de ce nu ne uităm în curtea fraților, să spunem, mai mari și mai deștepți și mai bine financiar decât noi? Italia, Franța, Germania, mă, cum fac ei asistență? A dat un exemplu cu Germania? Da, un exemplu, în Franța. Vă zic da. Un exemplu de Franța, că de Germania am vorbit mai devreme. În Franța există asistent social de cartier. Deci la direcția de asistență socială, nu știu, ori fi având și ei o instituție echivalentă direcției de asistență socială într-un municipiu ca Romanu, există 15 asistenți sociali, fiecare are zona lui cu 2.000, 3.000, 4.000 de locuitori și el în zona aia știe toți bătrânii care singuri, toți copiii cu toate persoanele cu handicap, toți copiii care au probleme sau familii de imigranți care trebuie integrați în sistemul de muncă sau ai căror copii trebuie integrați în sistemul de educație. Și el știe, e cum era sectoristul la noi, că nici sectoristul nu mai există în România. Și era foarte bun, așa, pentru că și era știa foarte tot ce bun se întâmplă că în zona lui. E ochiul autorității în comunitatea respectivă. Ăsta e modelul francez. Noi avem 5 asistenți sociali, dintre care unul intră în creștere copil cât de curând, avem 5 asistenți sociali la 40.000 de locuitori prezenți în oraș. Și avem 200 și ceva de copii numai în strada fabricii. Avem 230 de copii cu handicap în oraș. Persoane adulte cu handicap, nu știm câte avem, pentru că nu toți trec prin înregistrările Direcției de Asistență Socială. Mulți cei cu ușor și mediu
își iau certificatul direct de la DGASPC și își primesc banii în poștă de la AJPIS, n-au, de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, și nu intră în contact cu direcția noastră. Dar există, noi de oameni ăștia ar trebui să știm. Pentru că e foarte posibil, ca un adult, și cred că există, dacă se uită 200 de oameni la televizor la noi acum, în momentul ăsta, cel puțin unul dintre ei cunoaște pe cineva care a fost acum 2 ani, 3 ani, 5 ani, s-a încadrat într-un grad de handicap și care sau are certificat de încadrare în grad de handicap pe 2 ani, în handicap mediu, și el între timp, situația lui medicală de sănătate a evoluat spre mai rău și ar trebui reevaluat și încadrat în accentuat sau poate în grav. Dar nu face demersul ăsta pentru că nu știe nimeni, știe doar el și familia. Și el știe că are acasă de 2 ani certificatul ăla pentru 2 ani și nu poate cere reevaluare. Dacă ar avea un asistent social în comunitate Te-ar care să explica. treacă o dată pe lună pe la el, i-ar zice la băi, uite, ți s-a înrăutățit starea de sănătate. Du-te la doctor, ia-ți o scrisoare medicală, ia-o de la capăt și îți reevaluezi situația. Dar noi nu facem protecție socială. Și scopul protecției sociale, că de asta e prost înțeleasă în România protecția socială, că doar dăm bani la La putoi. puturor. Așa. Puturoște. Protecția socială, menirea protecției sociale e să-i ajute pe oameni să devină cetățeni contribuabili. Știu, e un pic cinic așa din partea unui stat care gândește matematic treaba asta, dar dacă ajuți persoanele cu handicap să aibă acces la o educație minimală și avem în România e o foarte mare reticență la integrarea copiilor cu dizabilități în școli. Foarte mare Mare reticență. problemă. O Și mare problemă la nivel e o național, problemă da. care ține de educația noastră ca popor. Și dacă ajuți 100 de copii cu dizabilități să termine 12 clase, mare parte dintre ei vor lucra ceva, pentru că există o Vor fi profesie integrați la, cum și sunt. vor fi integrați. Și pentru stat e un calcul matematic. E, în primul rând, Nu-i mai dau o indemnizație, calitatea produce vieții el ceva lor, cum sunt. calitatea Se vieții lor îmbunătățește, e da, cum sunt. semnificativ mai bună, Se e simt utili sau nemăsurabil mai bună, exact, socializează? au responsabilități, au utilitate, își pot înființa familii, își pot, adică devin membri normali ai Ai comunității. comunității, da. Așa, cu o dizabilitate fizică, psihică, dar e o dizabilitate cu care el a reușit să se integreze, iar pentru stat înseamnă bani în plus la buget din faptul că el muncește și plătește Și produce impozit cum sunt. și lipsa unei poveri de 1000, 1500, 2000, 3000 de lei pe lună, cât costă toată cheltuiala statului cu o persoană cu handicap. Dar asta e o matematică care în România nu se face. Și De ce nu nu se face, mă se scuzați? face De ce nu se matematica face? asta pentru că avem tot felul de tâmpiți care ajung miniștri, care nu înțeleg, Nepricepuți. nu înțeleg mecanismele astea. Nu înțeleg efectiv cum funcționează mecanismele astea și ei înțeleg că i-a trimis partidul acolo să protejeze interesele partidului și al Să mai șeful de pună două partid, al afacere. colegului de partid Păi de asta nu merge bine și nici nu și va se merge agață bine. de niște legende de astea urbane sau cum e asta cu asistații sociali care jumulesc statul de bani și nu fac Nu nimic. știu ce Da. înseamnă în Da. buget acest efort financiar, dar E repet, nimic. și nu sunt avocatul acestor oameni, ferească Dumnezeu, nu doresc nimănui să fie în situația unei astfel de persoane, indiferent că e un, poate e și un bețiv printre ei, că asta e situația, dar repet, să muncești 40 de ore, așa cum le muncești, pentru 150 de lei și tu de pe margine de ea treci, bă, la muncă, că îți dă statul bani, pe dar nu vrei să muncești tu pentru banii aia, că nici fel de problemă, Da, uite, și suntem dispuși cu toții să dăm. mai e o chestie, că iar când se uită economiștii pe buget, zic, bă, avem buget la Primăria Roma în 150 de milioane de lei, dintre care se duc pe asistență socială 40%. Dar aia 40% care se duc pe asistență socială nu înseamnă salariile angajaților și ajutor social din ăsta, venit minim Exact. garantat, înseamnă și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav, accentuat grav și grav cu consoțitor. Doar că banii ăia apar în buget la noi, dar sunt finanțați la rândul lor de guvern, prin Agenția Județeană Da, de da, Plăți da. și Inspecție Socială. Ajpis. Banii ăia doar figurează la noi și noi spunem, uite, 30%, 40% se duc pe asistență socială. De-aia sunt niște bani pe care îi dăm cu stânga după ce îi primim cu dreapta. Deci nu sunt niște bani, sunt niște bani care doar ne afectează ponderea
asistenței sociale în buget, dar nu afectează funcționarea orașului. Da, dumneavoastră ați venit și ați arătat cu argumente cum stau lucrurile într-un domeniu extrem de sensibil, un domeniu care nu este atât de drag și nu este cunoscut, să știți, de mulți români. Exact cum i-am spus și noastră, când spui asistență socială, ce e asistația? Asistența socială nu înseamnă numai acel ajutor social, înseamnă o groază de probleme, o groază de oameni cu multiple probleme, persoane cu handicap, copii cu probleme, cu părinți plecați în sănătate, etc. Știți ce nu înseamnă? Cu siguranță, nu înseamnă pensie specială. Nu înseamnă, dar ce înseamnă pensie specială? Nici măcar măcar să fie indemnizație specială, știți cum e. E singura formă de protecție pe care au găsit-o acum 10 ani, nu știu, 8 ani, nu știu când au inventat treaba asta cu pensiile speciale, pe care au găsit-o politicienii vremii de atunci, pensii speciale. Aia e singura formă de protecție specială, protecție socială pe care au găsit-o ei pentru anumite categorii care, din vremea care erau de interes guvernării, pentru ei. Guvernului Ciorbe a început această debandadă, zic eu, pentru că s-a ajuns aici și iată că sunt categorii care protestează acum și amenință că blochează anumite sisteme, sistemul judiciar blocat, dar ar fi o problemă, deși cred că s-ar găsi și soluții. Nu știu ce să zic, sunt multe de povestit. Subiectul nu este atât de simplu pe care, nu, încât, deloc, încât și să-l putem noi dezbate aici într-o oră. Nu, administrarea oră unui stat în general nu e un lucru simplu, dar ce e important și ce nu înțeleg, scuze că v-am întrerupt, dar e o chestie foarte importantă. Știu că avem înclinația asta spre nu ne duce la vot, că oricum nu se schimbă nimic, că oricum nu ai cu cine, că oricum sunt toți la fel. Ăștia care sunt la fel, care chiar sunt la fel, ăștia care își dau și iau pensii speciale, ei se bucură că participarea la vot e 40% sau 30%. Se duce, pentru că ăia îndatorați lor cu pensii speciale, cu angajări la spital, la primărie, la nu știu. Se duc cu oamenii lor la beneficiile astea, exact. Ăia ies la vot și dacă nu mai vine nimeni altcineva la vot, ei pe voturile alea câștigă oricum alegerile și fără să stea cu stres că mai vin încă 30% la vot și, Doamne ferește, cu cine votează? Poate votează cu alții. Dai salarii mari la primărie, ai poliția locală în subordine salarizată cum trebuie, mai ai pe la asistenți, mai ai pe la spital care e subordinea ta, mai ai diverse instituții subordine unde este pe barosăneală vorba aceea. Mai ai un șef de organizație de cartier de la partid angajat, exact, pe la care îți face șef campanie de parc, nu știu unde. Pe adică există în primărie oameni, nu pot demonstra lucrurile astea pentru că nu pot să mă duc să-i urmăresc prin oraș, nici nu știu pe 700 de angajați în primărie, n-am cum să știu pe toți. Așa, nu în primărie efectiv, prin toate centrele primăriei, din subordine. Așa, dar există muncitori, aud și eu pe la colțuri, că se discută în primărie, există muncitori angajați în primărie care plantează flori în curte la PNL. Există muncitori angajați în primărie care tund iarba în curte la domnul... PNL-ul are o curte frumoasă, na, cu flori galbene. Păi... Blalele sau ce? Trandafir, nu, că-s la nu, cred că este exact același tip de flori care se regăsește în fața primăriei, pentru că vin din aceeași țară și sunt plantate de aceleași mâini. O să întrebăm poate dacă au sau nu factori. Apropo de primărie, știu că a fost în ședință de Consiliul Local, a fost un proiect acolo privind prelungirea unor contracte pe zona ștrandului, este vorba de un teren, nu? Terenul de sub cort și restaurantul din incita ștrandului. Cine puteți spune? Am văzut că se discută în mediul online, mai trimis și mie cineva linkul cu povestea respectivă, dar acolo cumva este o prelungire a unor afaceri de mult începute. Sunt niște afaceri de partid. Când a fost renovat ștrandul, domnul Eureanu, că era primar la vremea aia, a zis, bă, facem aici un restaurant frumos și îl dăm la un coleg de nostru să-l gestioneze și face toată lumea un bănuț. Închiriat, concesionat la primărie sau cum? Este restaurantul din ștrand, ăla, da. Corabia, deasupra intrării în ștrand, este și a fost concesionată la vremea respectivă de domnul consilier local PDL, Petrică Căpraru. Adică nu e un secret, e informație publică. Așa, cel cu mușchiul a fumat, da. Și domnul Căpraru a concesionat aia, după aia a mai apărut o ocazie de afaceri și a închiriat de la primărie un teren de 1000 de metri pătrați și a făcut un cor de nunți. Care cor de nunți avea contract inițial pe 3 ani, dacă mi-am amintesc bine, și a mai fost prelungit încă o dată și încă o dată, nu, pe 5 avea primat. Și a mai fost prelungit până a ajuns la 8 ani contractul, cât un an. Și acum n-am înțeles exact de ce. S-a decis omul de afaceri care se ocupă că mai are nevoie de 5 ani de contract. Da, contractul ăla a fost încheiat pe 5 ani pentru că după 5 ani poți să iei lucrurile să pleci acasă.
mai ales că cortul din Stran generează foarte mult disconfort pentru locuitorii din Da, Favorit. au fost Au fost scandaluri. N reclamații Așa la poliție, cu muzica este. De la anunț, cu gălăgie. Așa este, da. Nu, bine, au ajuns și la noi multe sesizări. Ajunge poliția locală, nu poate să facă nimic, că na, e cortul lui șeful. Că legenda, sunt legende în oraș că inclusiv domnul Leoreanu ar fi asociat din umbră la afacerea asta cu cortul Ai, din mă îndoiesc că pe undeva oficial apare... Nu, nu. Am și zis asociat din umbră și sunt niște legende. Eu nu pot să probez, dar am auzit din mai multe surse treaba asta. Ca, sunteți jurist, știți cum e cu... Păi eu nu pot să probez, de asta nu mi-asum, am auzit niște oameni vorbind, știți, despre lucrurile astea. Așa, răutăcioși, probabil. Așa. Și atunci afacerea a trecut prin Consiliul Local ca prin brânză. S-au făcut prelungiri de-a lungul vremii la anumite concesiuni, de exemplu. A avut omul concesiune de 15 ani, care concesiunea are alt regim decât închirierea, e un transfer de proprietate mai puternic decât închirierea, e de drept de folosință, nu de proprietate. Și a avut contract de concesiune pe 15 ani și a construit o clădire cu două etaje. O lua și terenul. Așa. Și după aia a venit la primărie să-i mai dea 15 ani, 20 de ani, că avea clădirea cu două etaje. Sau să-i dea terenul. Nu. Eu mă refer la prelungiri. La prelungiri de contracte. Dar la contractele alea a fost trecută redevența nouă, a fost actualizată redevența după voința primarului și a Consiliului Local. Cât am? Nu am un exemplu în minte. Au fost multe contracte prelungite de-a lungul timpului, dar de la o redevență de $1 cu 15 ani s-a făcut 2 euro acum. Sau, eu știu. Ei, pe când la cortul de la Ștran, de la redevență de 1 leu și 10 bani metru pătrat pe lună acum 8 ani, a rămas tot 1 leu și 10 bani metru pătrat pe lună și în 2023. O fi amenzile mai mari de la poliție pentru tulburarea liniștii ordinii publice. Și știți ce e mai trist? Scandalul de la anunț. Știți? Că redevența asta de 1 leu și 10 bani, eu știu eu și alți câțiva consilieri care au cerut actele. Pentru că în proiectul de hotărâre de Consiliul Local nu se face vorbire despre valoarea PSD-ul, redevenței. Mă scuzați, consilierii PSD au cerut actele? Nu știu că la Comisia de Urbanism a lipsit colegul de la PSD, că e profesor și a fost în comisia la BAC. Sunt curios să văd dacă mai funcționează familia Romașcan. E foarte posibil să funcționeze, da, pentru că doar consilierii de la PSD și cu cei de la PNL au votat prelungirea acestor contracte, așa pentru orbește, binele, fără să știm redevența. Pentru binele comunității. Cum adică? Da. Poate știau ei redevența. Nu au vrut să vă spun. Repet, se lăuda, de aia i-am și zis în ședință domnului primar ieri, să nu se mai laude cu premii pentru transparență, având în vedere că nici măcar în hotărârile de Consiliu Local pe care le inițiază el ca proiecte nu sunt trecute toate informațiile necesare. Pentru a vota în cunoștință de cauză. Pentru a vota în cunoștință de cauză, că anul trecut știu că se lăuda că a luat nu știu ce premiu pentru transparență în administrație. Asta nu e transparență, asta e transparență dacă la întâmplare. Dacă ai asigurat votul, mai contează că cei care votează cunosc sau nu cunosc ce conține acele proiecte de hotărâre. Romanul este acaparat în momentul ăsta. Și o spun cu toată proprietatea cuvintelor. Este acaparat de marea familie Romașcană, da, pe care o știm cu toții și o definim de cu toții. Știam. Tatăl e domnul Leoreanu, o grămadă de frați, mame nu știm. Nu, dar PSD nu e nimeni pe acolo. Așa, sunt și câțiva de la PSD. Nu fac ohor așa, roșii. Sunt și câțiva de la PSD, mai ales că de-a lungul vremii s-au făcut transferuri. Adică domnul Leoreanu a fost în anii, la începutul anilor 2000 membru la PSD, acum e membru, după aia a devenit membru PDL și ulterior PNL. Sunt consilier de la PNL pe la PSD acum, nu? Domnul Bălan a fost consilier la PSD, după aia la PNL, acum iar la PSD. Cine știe, poate mandatul următor, cu noroc, face încă unul galben. Poate. Așa. Și există legături. Există legături. Eu înțeleg că e un oraș mic, ne cunoaștem toți între noi. Dar nesimțirea asta cu care se tratează niște business-uri privilegiate în mod special, cum se dau pensii la Parlament, la fel se dau prelungiri de contracte pentru unii. Pentru că Și-ar spune și ce dacă. Păi nu, și domnul primar a zis ieri în ședință că trebuie să favorizăm mediul de afaceri. Domnul primar, dar mediul de afaceri să aducem bani la bugetul primăriei. 1000 de lei pe lună. Da, pentru... cum, da, sunt bani, 1000 de lei pe lună. Mediul să iei benzină, dar puteam să aducem 3000 de lei pe lună la primărie. Nici măcar n-a fost în dezbatere. Nici n-a fost în dezbatere posibilitatea măririi de redevență. Încerc să zâmbesc, să mai descrețim așa. Atmosfera este greu să... Este greu să și zâmbești, este greu să mai spui ceva, este greu să mai
te gândești că cu optimism că lucrurile se vor schimba, pentru că nu se vor schimba fără doar și poate. Mai avem două chestiuni pe care vreau neapărat să le atingem în această emisiune, domnule Samson. Una, nu, ce părere aveți cu APA Servu? Nu știu dacă ne-am văzut. Sau cred, nu ne-am văzut de prin mai. Domnul Mușat a zburat, dat afară, da, și pe bună dreptate. Domnule, nu ne-am văzut în urmă cu 3 săptămâni, o lună, chiar când și-a început domnul Angheluță mandatul. Exact, bun, domnul Angheluță mandatul. Domnul Angheluță are, ați văzut, o indemnizație din aia sănătoasă, toată lumea vorbește despre ea. Noastră, cum vedeți acest lucru? Dacă e într-adevăr, n-am documente. Nu, așa este, pentru că dânsul s-a apărat și a spus, n-a contestat nimeni că nu este legal. El este jurist și am înțeles că este un jurist priceput. A explicat colegului de la TVM că Corfu a fost cel care a scris despre acest lucru și a explicat conform legii, articolul cu tare, un director de companie cum este APA Servu are dreptul la nu știu ce leafă, indice, tăcă, calculat, adică totul este legal, să nu vine cineva să-i dea cu cota de cotul din cap. La fel ca și prelungirea contractelor de închiriere, să știți că e perfect legală, doar că nu tot ce e legal e corect. Nu tot ce e legal e corect și nu tot ce e corect e moral. Corect. Discutăm despre moralitate, să lăsăm partea legală. Da. Și poate avem timp să ne mai spuneți dacă s-a mai întâmplat ceva și cu acele contracte despre care tot am vorbit și m-am plictisit. Dar cum vedeți dumneavoastră această... E o indemnizație mare. 7.000 de euro pe lună e o indemnizație de invidiat. Adică cred că și domnul Ciucă e supărat că nu e director la APA Servu și președinte la Senat. Da. Dar în condițiile în care tu ai o companie cu peste 2 milioane de euro la vedere pierdere, pentru că pierderea este mult mai mare. Mai sunt vreo 2 milioane ascunse într-un capitol pe acolo. Dar luăm asta legală, 2 milioane pierdere. Dai afară un director, angajezi altul. Nu știu, oare de bun simț n-ar fi ceva de genul vorba aia? Dom'le, hai să facem un contract de manager, dumneata, manager. Ținte, dacă matale, da, exact, cu targeturi, cu țintă. Dacă matale aduci firma asta la pe zero, păi îți dăm leafă, mă, te îngropăm în aur, vorba aia. Dar dacă tu ai venit acum și nu știm, bine, el a mai fost director la APA Servu, dar nu știu, nu vi se pare că este așa o cam mult? Zic și eu, nu știu. Mie 35.000 de lei, dar 35.000 de lei e net sau brut? Că eu n-am înțeles. Brut. Deci okay. Care înseamnă net? Netul e 21.000 de lei. 21.000 brut. Da. Netul, pardon. Nu e rău 21.000 de lei, e destul de bine. Adică e un salariu cu care să trăiești bine. Doar ai de un all inclusiv din ăla adevărat. Cred că mai depășesc indemnizația asta neamț doar directorii celor două spitale mari. Și hidroelectrica. Și hidroelectrica. Ferească Dumnezeu, ce 37.000 dacă nu mă știu acolo. Așa, dar eu sper să văd și performanță de banii ăștia. Adică, ok, da, ar fi fost frumos să punem întâi performanța pe masă și după aia indemnizația. Eu de asta, da. Eu nu zic, domnule, de ce ai dat atât? Bun, dă-i. Păi da, condiționează datul ăsta. Adică, bă, la sfârșit de an, dacă tu ai făcut ca lucrurile să meargă așa, 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 atât îți facem leafă, îți dăm un premiu, uite, mergem. Mie îmi pare, dar știu că au fost discuții la APA Servu în anii trecuți și despre beneficii din astea acordate așa de absolut, bonusuri așa. De sfârșit de an. Au prin contractul de management există un procent de nu știu cât, se pune acolo într-un coșuleț din care se înfruptă Consiliul de Administrație. Dacă nu mă înșel, s-ar putea să greșesc. Eu cunosc la APA Servu mai mulți pălmași decât fruntași, că mi-am petrecut mult timp pe la lucrările care s-au făcut în Roma, la intervenții, la avarii, la investiții, la orice fel de lucrări. Cred că sunt foarte bucuroși când au auzit. Așa. Și vă zic că oamenii ăia care muncesc acolo în groapă, hai cu apă până la genunchi și de multe ori cu cabluri de electricitate pe lângă ei, oamenii au 2000, 2200, 2500 salarii. Adică niște salarii derizorii pentru condițiile în care muncesc și n-ar fi asta o problemă dacă, măcar dacă ar avea dotări. Dacă ar avea dotări și dacă ar fi destui. Dar nici nu sunt nici destui, nici dotați și prost plătiți. Și aștept și am avut o întâlnire cu domnul director de la preluarea mandatului de director și am zis că aștept ziua în care pe Roman va exista încă o echipă de intervenții la apă. Pentru că momentan există o singură echipă de intervenții. Nu s-a schimbat situația? Așa și am zis că e o prioritate, adică e unul dintre lucrurile pentru care am insistat. Că el a întrebat, eu sunt director, ce probleme sunt, am înțeles de la angajați, vreau să aud și opinia partenerilor de contract. Ce probleme aveți? Le notăm și încercăm să găsim soluții. Am apreciat deschiderea, atitudinea, e mai deschis decât era fostul director. Adică e mai deschis la a colabora decât fostul director și asta pot să apreciez. Și a zis, ok, ce probleme aveți? Și a zis, pe zona Roman aveți o singură echipă de intervenții la apă
care echipă e pe toată zona, nu doar pe municipii romani, inclusiv vreo 10-12 comune pe lângă, și în momentul în care avem avarie în Roman, poate să urle aia din comune până le crapă plămânii, că nu are cine să meargă să le remedieze avaria. Și apoi, dacă aveți două echipe, că echipa pe care o aveți e ocupată tot timpul cu avarii. Dacă o să aveți două echipe, așa cum ar trebui, minim două, o să aibă și cine să facă mentenanță. Pentru că mentenanță nu se face și de aia se degradează sistemele și mai mult decât pentru că nu sunt de calitate investițiile care se fac. Echipa acționează sau este la dispoziția clientului non-stop, nu? E impropriu spus. Clientul, ca la orice firmă, și la firma de telefonie, dacă ți-a căzut semnalul la telefon, nu ai numărul tehnicianului de la companie să-l suni să-i spui că ți-a căzut semnalul la telefon. Sunt la call center, call center îl spune. Adică nu se intervine neapărat, trebuie să se adune oamenii pe acasă. Exact, da. Am avut avarie anul trecut în vară pe strada Tineretului, am sunat la PASERF seara la 5, că era o avarie mare și apa cu presiune din asfalt. Și am sunat la ora 5 și a ajuns pe la ora 7 la s-au apucat de lucrat, dar totuși a fost prontitudine, da. Pentru că au muncitori care era urgentă pentru că volumul de apă care se prindea era foarte mare. Și au muncitori care locuiesc în mediul rural, că nu toată lumea stă în Roman. Au unul la Ruginoasa sau unul la Poenariu, până unul adunat, da. Până adun pe toți liber. De acasă, până adun unul poate a băut un șpriț, căutăm al șofer, nu știu, omul e în timpul liber, are dreptul. Da, face ce vrea. Așa. Și atunci ai până adună pe toți durează 2 ore, când dacă ai două echipe poți să asiguri și permanență, una așa, una așa, sau ai găsești mai repede oameni, sau chem pe aia din oraș. Da, ce spuneți dumneavoastră, da. Este corect, rămâne de să găsiți. Eu aștept la domnul director, nu mi se pare indemnizația, nu mi se pare meritată pentru funcția asta indemnizația, în momentul în care a fost dusă funcția până acum. Dacă dumnealui o să ne impresioneze, deci dacă APASERV-ul devine o mare companie, anul viitor eu scriu Consiliul de Administrație să-i mai mărească. Pe mine asta m-a mirat. Dom'le, eu înțeleg, negociez, dar firma este, cum spune românul, rahat cu nucă. Deci e până în gât și o palmă mai sus, mare puțin se neacă. Bine, ai dat deoparte managerul, ai venit cu altul. Trebuie să-i dai mai mulți bani, că așa se face la o negociere. Dar parcă mai mult ăsta, nu știu dacă e în regulă. Dar în fine. Da, bun, și al doilea lucru, că îi spuneați de două lucruri. Al doua chestiune, știți că se discută în ultima perioadă și este o întrebare pe care am pus-o tuturor invitaților pe care au trecut pe aici în ultimele săptămâni. Se tot discută și sunt deja, se fac calcule pe la cam toate partidele principale importante din oraș, candidatorii la primărie. V-am întrebat și data trecută, vă întreb și acum. Am înțeles că domnul Lucian Micu ar fi dorit și de cei de la PNL și de cei de la PSD. Și ce vreau să vă întreb? USR-ul vrea? Nu. Nu vreți pe domnul Micu? Nu. Am înțeles că este și nu este glumă. Poate ați auzit și noastră de treaba asta? Am auzit și eu. Că-l doresc și unii și alții. De ce nu l-ar dori și USR-ul? Și noastră să-l susțineți. Da, nu e detalia noastră, ce să vă zic. Nu știu care sunt discuțiile domnului Micu cu PNL-ul și cu PSD-ul. Aud că se poartă negocieri foarte intense. Sunt și niște lupte politice pe care, și dacă le-am explicat în detaliu la televizor, nu le-am înțelege. Pentru că e greu să înțelegi de ce ar face politicienii treaba asta în interiorul partidului. Dar pot să vă zic că la PNL... Bine, de exemplu, totul este interesul cetățeanului. Da, clar. De-aia se dau jos din pat dimineața unii dintre absolut. Noi. Așa, dar pot să vă zic că și la PNL, la PSD, clar, e o lipsă de candidat. Că nu au un candidat. Și că se face un sondaj acum, în momentul ăsta, poate poate nu. Se face un sondaj în care se măsoară mai mulți oameni și speră ei că... De fapt, e o măsurătoare. Așa, se face o măsurătoare. Dar la PNL e și o luptă internă. Că domnul Leoreanu și cu domnul Lazar, oricât ar poza ei buni prieteni, și-ar lua oricând capul unul celuilalt. Și atunci... pentru că domnul Leoreanu ține primăria asta așa strâns, domnul Lazar ar vrea să aibă un primar la care să aibă și el acces. Sau poate și strategic. Până la urmă, un primar, un candidat bun aduce voturi dacă e să te gândești că tu candidezi în cazul domnului Lazar pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Da, clar. Ai nevoie de voturi. Asta e important. Dacă tu ai un candidat slab, normal că vei avea voturi. Realist vorbind, eu nu cred că PNL-ul își dorește să câștige cu adevărat Consiliul Județean și cred că domnul Lazar, nu am avut discuții pe tema asta, că ne întâlnim o dată pe an din întâmplare pe stradă,
Cred că domnul Lazar e mai degrabă dornic să fie parlamentar decât președinte de Consiliul Județean. Dar acum facem Dar domnul Harpa nu, facem că și despre politică. Harpa, da, și despre Harpa am auzit cam același lucru, că nu prea ar vrea să-și bată capul Consiliul Județean, mai degrabă și-ar dori la parlament. Dom'le, mulți își doresc la parlament. Da, la parlament e viață. Pe viață. Ai 150 de, ai 15.000 de lei pe lună. Da, sau nu știu. Indemnizația, dar cred că este pe acolo. Cred că e vreo 15.000, ai forfetară. Ai forfetară, dar și indemnizația e decentă. Plus că faci ai niște angajări. Tren gratuit, avion gratuit, bani de carburant, bani de chirie în București. Bani de, adică ai viață. Ai multe beneficii. Și nu vin oameni în audiență, nu ai probleme administrative, nu semnezi hârtii pentru care ești răspunzător. Vedeți că la primărie se întâmplă, uite, domnul Piedone de la București a făcut un an de închisoare pentru un lucru, pentru o chestie la care, recunosc, eu nu cred că era acolo responsabilitatea. Colectiv, da, da, colectivul, da, a fost o dramă, în istoria Absolut. Poporului român a fost o dramă colectivul, ce, incidentul de la colectiv. Dar când îți vine autorizația, am semnat, un an jumate am semnat autorizațiile de la urbanism, cât am avut în coordonare nu compartimentul. Nu le poți analiza, e specialistul. Nici eu într-un oraș ca Romanu și făceam chestia asta ca viceprimar, seara, dacă mi se părea mie ceva dubios la o autorizație, dar repet, eu vin și dintr-un domeniu în care înțeleg autorizația și înțeleg și urbanismul. Ați lucrat în imobiliare, cum să așa, mă duceam la fața locului să văd dacă nu cumva construcția e deja începută, că se mai întâmplă treaba. Da, da. Sau poate chiar gata. Așa, și mă duceam și făceam niște verificări, sau mă uitam la proiect, bă, proiectul ăsta nu e prea înaltă, nu e prea nu știu cum față de alu vecinul, mai făceam niște analize de astea. Dacă când ești primar într-un sector cu 400.000 de locuitori, niciodată n-ai. Nici n-ai cum, nici nu-i treaba ta. Pentru că pe autorizația aia nu semnează doar primarul, semnează un inspector de la urbanism, semnează șef serviciu, semnează arhitect Absolut. Șef, semnează secretarul general și la sfârșit semnează primarul. Deci cât mi-ar fi de antipatic Piedone, că nu mi-e simpatic, dar dacă prinde la popor asta este, Piedone nu este așa cum îl vedem noi, Piedone are și alte fețe, trebuie da, să, da, da. Să ne, ne aducem aminte de modul în care și-a dobândit permisul de conducere de la profesioniști al CDE da. Pe la Argeș, Pitești cu ăia care au ajuns la pușcărie cam toți, dar și alte. El e din Neamț, să știți deloc, e născut la Farcașa, are o istorie extrem de interesantă, am cunoscut pe cineva, nu cred că o să-și dorească să vină vreodată la televizor să ne povestească despre el, dar revenind la cazul colectiv, din punctul meu de vedere, Piedone nu avea ce să caute, nu era responsabilitatea lui acolo, cât ar fi semnătura lui de primar. A fost o suspiciune, în primul dosar a existat și o suspiciune de corupție, cum că ar fi luat șpagă ca tot, să dea autorizație. E cu totul altceva. Dar la condamnarea lui, suspiciunea respectivă, Dispărut. Pentru suspiciunea respectivă a fost clasată. Deci a fost achitat. Deci nu exista dovada corupției, a fost condamnat pentru abuz în serviciu că a semnat o autorizație fără să știe locația. Că n-ai cum să știi într-un oraș ca București să știi toate locațiile. Da, putem aplica Dar aici și... De asta nu vor și mulți politicieni, vă zic că avem în toate partidele politicieni care se feresc de administrația publică, pentru că să conduci o primărie, să conduci un consiliu județean, înseamnă să-ți asumi responsabilitate. Și de asta avem noi nevoie în țară. Avem nevoie de oameni care să-și asume responsabilitate. Exact. Se întâmplă cum a ajuns domnul primar, că a fost secretar de stat și a fost adus cu arcanul la primărie. Poate și nu, iar nu e un secret, știu și alegătorii, că el a ajuns candidat la o aproape o tragere la sorți la partid. Bine, s-a și întâmplat atunci ca domnul Micu să aibă probleme da, cu integritatea. Da, domnul Micu a avut probleme cu integritatea, PNL-ul a rămas fără primar, a trebuit să-și caute altul și au bă, care mai curățel pe aici pe la noi prin partid? Tu n-ai afaceri cu statul, n-ai, ai fost tot timpul în funcție, hai, poftim la masă. Te învățăm noi să fii primar, nu-i primar. Asta e o chestie ușoară. Cred că așa s-ar proceda peste tot. Însă, apropo de Piedone, am putea cumva să analizăm foarte, foarte pe scurt și cazul domnului Micu, fost director sau director în perioada producerii tragediei la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Acolo sunt 6 persoane, am înțeles, 6 foști directori puși sub urmărire penală. Cred că este și domnul Micu. Asta nu înseamnă că este trimis în judecată. Sunt nu, eu sub urmărire, s-ar putea să fie o clasare. Anchetat. E prima, da, exact. E un prim pas. Da, da. Dar eu cred că va fi clasare. Din punctul meu de vedere și repet, nu sunt avocat, nu cred că a avut vreo vină în toată povestea aia. Noi știam și am spus aici la Roman TV din urmă cu un an,
an și ceva, dacă nu mă înșel, că acel incendiu a izbucnit ca urmare a unei candele aprinse de o deșteaptă din aia care atât, pe atât au dus-o capul, iar medicii din zonă au știut, n-au știut, nu știu, și pe aia atât i-au fi dus mintea, nu pot să-mi dau seama cum poți să accepti să lași pe cineva să intre cu o candelă aprinsă într-un mediu bogat în oxigen. Sub nicio formă, puteți să mă, deci, domnul băgați cu capul sub apă și nu voi înțelege treaba domnul asta. Domnul Micu, pentru că despre el m-ați întrebat, e vinovat pentru un lucru, în opinia mea, că incendiul nu, clar n-a aprins el candela, focul, da. Nu a aprins el candela. Am auzit discuții la începutul anchetei că ar fi luat niște măsuri din astea organizatorice. Au fost la vremea respectivă, da. ATI, exact. Autorizații, fără autorizații. Da, fără DSP, autorizație. Exact. Nu știu dacă a fost fără. Lui de lucru, adică eu știu când a demolat tribunele de la stadion, excavatorul era la poartă, dar el n-avea nici autorizație, nici proiect, nici achiziția făcută pe site. Dar excavatorul firmei care trebuia să dărâme era deja la poarta stadionului. Deci e stilul lui de lucru să facă demersuri, să facă modificări în instituție fără autorizație. Să demareze lucrări, da, înainte, de a obține lucrări înainte de a le documenta. Dar nici măcar despre asta nu pot să mă pronunț dacă are culpă sau nu, pentru că nu am toate informațiile. Soția mea e manager în multinaționale de mai mult de 15 ani și e manager cu diplomă de management, adică a făcut facultatea de management, e manager de multinaționale unde se lucrează doar pe eficiență, nu există... Un absolvent norocos. Nu că a pus-o partidul, a pus-o nu știu ce, nu există treaba asta. Acolo performezi sau pleci acasă. Nu. Și a promovat de-a lungul vremii de la o funcție joasă până a ajuns câteva sute de angajați în subordine, dar ce a zis soția mea când a văzut știrea în seara cu incendiu? A zis, eu consider că domnul Micu este vinovat, în primul rând pentru că a acceptat să conducă un spital, deși el n-are nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă să conduci un spital. O, dar în România avem o situație de genul ăsta la ordinea zilei. Și dacă sunt poți să impui ceva, e fix treaba asta. Da. Deci în mediul privat, în companiile multinaționale, în firmele românești care se respectă, păi, așa, ajungem la numirile politice și la ce înseamnă, exact, politica, ce face politica. În mediul privat, dacă te pune directorul la spital, la un spital privat, nu dăm nume că nici nu treaba noastră. Sunt pe la București. Dacă te pune directorul la un spital privat, ori ai experiență ca director în alt spital, ori faci școlarizare, ok, poate ești un foarte bun manager, dar trebuie să faci niște școlarizare pe tehnici de medicină, ca să înțelegi ce nevoie are o secție, să înțelegi. Absolut. Că când vine directorul medical la tine și îți spune, domnul manager, trebuie să cumpărăm aia, să cumpărăm aia, tu nu le tai din pix așa că nu-ți plac ție cum arată pe hârtie. Trebuie să știi care sunt importante, care nu, cum se iau decizii într-un spital, care sunt legile care guvernează activitatea unui spital. Adică sunt niște lucruri pe care trebuie să le știi și de bun simț. Nu te ia cineva cu mâna, te pune director și zice, las că înveți tu, că te învață ăștia care lucrează aici. Și îți dăm și 20.000 de lei pe lună, că la spital la Piatra Neamț, cred că tu cam așa e. Da, mă gândeam acum foarte, foarte repede, cred că la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, până să fie domnul Micu, să fie numit director acolo, au mai fost într-un interval de sună scurt vreo 6 manageri în 7 luni. Dar cred că doar domnul Munteanu, medic de la București, care are la rândul lui un spital privat, l-a coordonat, cred că a fost singurul, să spunem, cumva în domeniu, că ceilalți ce au fost, da, exact, numiți politici și cred că au mai fost niște... Cred că un medic sau doi din spital au fost numiți, măcar știau cu ce se mănâncă, vorba aceea. Primăria nu e nici management, că domnul Micu a fost primar, dar primăria nu e management, e coordonare. Primarul coordonează aparat de lucru, nu managerează el, nu, adică n-ar trebui să. Așa sunt atribuțiile, da, conform legii. Așa, primăria nu e management și domnul Micu nu e nici specialist în management ca studii. El e jurist. Jurist, da. Da, trebuie să punem punct aici, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult invitatului din această ediție. Este vorba despre domnul viceprimar Radu Samson, care are și o funcție politică, este un USR, de aceea l-am și chemat, să știți că am vrut să discutăm și despre pensiile astea speciale, reforma pensiilor speciale, așa cum a fost ea făcută. Am spus, e un fel de râsul plânsul, mai mult plânsul decât râsul, dar dacă ține domnul Samson, ce să facem? Ține, domnule, întindem cu asta. Vreau să văd, reacția celor din Uniunea Europeană, ce o să spună. Bravo, mă, sunteți extraordinari. Deci voi reformați sistemul începând cu 2000. Domnule, oare mai trăim? Nu știu. Eu
mă îndoiesc, adică cu siguranță mulți dintre noi nu vom mai fi la vremea respectivă, dar este o mare potlogărie. În condițiile în care termenul pentru cheltuirea banilor din PNRR e 2026, adică peste 3 ani. Da, așa ei ar trebui să zică la fel, da, vă dăm banii peste 20 de ani. Okay. Corect, noi probabil că așa o să știți. O să fie răspunsul. Încă o dată vă mulțumesc, domnule Samson, și noastră, stimați spectatori. Vă mulțumim, la revedere, numai bine, sănătate să aveți!